Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi alături de noi este Gabriela Maluf, o prietenă foarte dragă, psiholog, realizator al emisiunii TV Fenomen Social la Metropola TV. Îi mulțumim foarte mult pentru că a acceptat invitația noastră de a vorbi în cadrul acestei campanii despre ceea ce înseamnă un bărbat adevărat, despre ceea ce înseamnă felul în care punem bazele dezvoltării echilibrate și armonioase cu copiii noștri, mai ales cu băieții, pentru ca aceștia să devină adulți responsabili, adulți maturi, cu nevoi satisfăcute în relațiile interumane și în relațiile de cuplu. Astăzi venim înaintea noastră cu o recomandare de carte, o carte pe care noi o iubim foarte mult, de altfel și autorul acestei cărți ne este foarte drag. Este vorba despre Prieteni buni, dușmani aprigi de Michael Thompson, o carte publicată în colecția Parentaja editurii Herald cu un subtitlu foarte sugestiv: să înțelegem viața socială a copiilor. În stilul său plin de sensibilitate și cu capacitatea sa deosebită de a pătrunde în lumea intimă a copiilor, doctorul Michael Thompson, alături de colaboratorii săi, bineînțeles, au descris în această carte modul în care evoluează abilitățile sociale ale copiilor și cu precădere ale băieților și interacțiunea dintre ei. El vorbește despre lumea socială în care copiii își formează caracterul, își formează personalitatea, își formează anumite aptitudini de viață și anumite abilități, își confirmă unii altora aceste calități și își oferă suport și confort emoțional. Așadar, aș începe discuția noastră pornind de la ideea ce înseamnă un bărbat adevărat, cum facem ca părinți și ce le oferim copiilor din punct de vedere al suportului emoțional, în așa fel încât ei să devină, cum spuneam puțin mai devreme, să devină adulți bărbați maturi, responsabili, pentru că și de asemenea și vulnerabil, pentru că iată vom atinge și acest punct al vulnerabilității. Cât de autentică este vulnerabilitatea? Ce înseamnă să fii vulnerabil ca bărbat? Înseamnă să ai curaj de a te deschide în fața celuilalt sau în fața partenerei, pentru că noi trăim cumva într-un soi de constrângeri și de idei preconcepute, de credințe limitative, cumva inoculate de societate, și noi am mai discutat despre asta, faptul că bărbații nu trebuie să-și reprime, nu trebuie să-și exprime emoțiile, da? Și atunci au tendința de a le reprima, sau faptul că mai degrabă zona aceasta intuitivă, emoțională, legată de sensibilitate, este mai mult în apanajul femeilor și mai puțin în cel al bărbaților. S-ar putea ca un bărbat hipersensibil și vulnerabil să fie etichetat cumva ca având niște caracteristici poate feminine, pentru că există o polarizare a rolurilor feminin, masculin, femeie, bărbat în societatea noastră actuală, cred că mai mult decât oricând. Probabil. Îți mulțumesc mult de invitație. Așa cum spuneai și tu, Michael Thompson este un autor tare drag nouă și tare drag în mod special mie. Această carte drăguță eu o am și semnată, nu cred că se vede. A? Se vede. Puțin se vede. O am și semnată de Michael Thompson. Este un autor pe care ori de câte ori a venit în România l-am urmărit cu interes și am ținut legătura cu el și prin intermediul e-mail-ului, pentru că pe lângă faptul că este foarte specializat pe viața asta socială a băieților în mod deosebit, el face și consiliere școlară în școli de băieți. Și mi se pare că este o persoană foarte, foarte bine specializată pe zona aceasta a băieților, a masculinității.
și este autorul și psihologul care mie mi-a dat o altă perspectivă despre felul în care ar fi bine să tratăm băieții din viața noastră, dacă avem copilași băieți, sau bărbații din viața noastră, dacă doar suntem în relații cu tatăl, cu soțul, cu partenerul de viață. E o întrebare foarte interesantă asta, ce înseamnă să fii un bărbat adevărat. Mie mi se pare că, de fapt, răspunsul este valabil pentru toată lumea, ce înseamnă să fii un om adevărat, indiferent că ești femeie sau că ești bărbat. Cred că dacă ți iei un tipar, să spunem, foarte masculin, care sub nicio formă nu se lasă a fi vulnerabil, sau îți iei un alt tipar care, uite, e mai boem, mai artistic, mai puțin, cu mai puține trăsături masculine, nu doar fizice, ci și intelectuale, emoționale, s-ar putea să oamenii să cadă într-o capcană, sau mai cad într-o capcană cei care încearcă să găsească acest mult dezbătut echilibru. Adică iau și un pic de acolo, iau și un pic de acolo și parcă acum sunt la jumătate. Și echilibrul ăsta este tot o formă de extremă, dacă nu o faci așa cum simți și o faci adăugând ce crezi tu că este bine să fie echilibrat. Și atunci un om adevărat, indiferent că e bărbat sau că e femeie, dar în mod deosebit pentru un bărbat, pentru că cu toate se pune mai multă presiune pe un bărbat să fie bărbat decât pe o femeie să fie femeie, mai acceptabil o femeie să fie mai puternică și un pic și mai masculină și ca aspect și ca, nu știu, ca viață socială e ok, e mai în regulă, pe când la un bărbat orice semn de vulnerabilitate e mai prost văzut. Și atunci cred că fiecare părinte ar trebui să observe cine e copilul lui, cine e, cum e el, și asta e adevărul. Și atunci ești, o să devii un bărbat adevărat sau o femeie adevărată, fiind cine ești tu. Indiferent că probabil o să ai niște trăsături, cum îți spuneam, când zic trăsături, nu mă refer doar la fizic sau la cu totul, și fizic și emoțional, și spre mai masculin sau dimpotrivă nu neapărat. Și atunci dacă tu te știi cine ești, indiferent dacă vin oamenii să zică că a, ia uite, așa ești tu bărbat, te îmbraci așa sau faci așa, nu o să resimți asta, pentru că n-ai resimțit-o niciodată pe parcursul copilăriei tale. Dar dacă pe parcursul copilăriei băiatul a fost de foarte multe ori neapărat luat în râs mai degrabă, că nu este vorba despre certat, băi, așa plângi, că plângi ca o fată sau te comporți ca o fată, uite, băieții nu fac așa. Adică dacă pe parcursul copilăriei lucrurile astea ți-au tot fost aduse la cunoștință, atunci și când o să fii adult, probabil că fie ai să încerci să fii într-o extremă, fie în cealaltă, și o să zici așa sunt eu și uite, încerc și asta și încerc și cealaltă variantă, dar uite, am ales pentru că așa sunt, dar de fapt nu ești așa pentru că nu știi de la început. Trebuie să te întorci întotdeauna în terapie sau în consiliere, să te întorci mereu înapoi să vezi cine erai atunci când erai copil și să vezi unde s-a rupt firul. Pentru că sunt o grămadă de bărbați cărora le spui, a, dar ce ai, plângi ca o fată și nu simt nimic, nu? Li se pare așa bine și adică nu îi lezează sub nicio formă, pentru că nu au fost lezați, de fapt, pe parcursul copilăriei lor niciodată cu acest gen de... cu acest gen de afirmații. Bineînțeles că sunt rarități astea, dar există. Am întâlnit și bărbați care nu se simt lezați dacă ia cineva în râs că sunt mai puternici sau mai puțin puternici sau că plâng sau că se simt... Și am văzut, de altfel, bărbați foarte bine gestionați în copilăria lor sau pe parcursul terapiei, care sunt la fel de plângăcioși, dar la fel de puternici în anumite situații. Adică pot să plângă la fel de mult atunci când au un motiv suficient de bun, dar niciodată într-o situație foarte dificilă și foarte masculină, nu ai spune că e aceeași persoană care tocmai poate ai văzut-o într-un moment de vulnerabilitate. Dar, din păcate, asta vedem
în cazuri rare ale copiilor bine gestionați sau ale persoanelor care fac multă terapie să se regăsească. Este același fenomen și la femei, nici femeile nu sunt mai prejos și ele au destul de multe presiuni. Și pentru că au destul de multe presiuni, avem și noi tendința să dăm vina pe bărbați. Pentru că nu putem să le conținem pe ale noastre și noi suntem frustrate din diverse motive. Și pe noi se pune societatea și pe noi pune societatea foarte multă presiune și atunci avem tendința să dăm vina pe cel de lângă noi, care de obicei este bărbat, partenerul de cuplu. Și invers, bineînțeles. Cu toate că fenomenul acesta de a da vina e mai specific populației feminine. Adică atunci când mi-e greu, imediat îmi vine să dau vina pentru că tu n-ai făcut, pentru că tu nu m-ai susținut, pentru că tu ești bărbatul casei și tu trebuia să faci lucrurile astea. Cumva femeilor le mai la îndemână să arunce aceste cuvinte mari. Bine, am întâlnit și bărbați de altfel care au tendința să arunce astfel de cuvinte mari când copiii fac ceva greșit. A, uite cum ți-ai crescut copiii. Deci suntem cam într-o egalitate cumva cu aceste roluri sociale de victimă, agresor, salvator. Suntem în acest celebru triunghi al dramei pe care îl tot rulăm așa la infinit. Dar ce vreau eu să vă povestesc despre carte, că până la urmă și asta e ceea ce m-a marcat pe mine cel mai mult, pentru că am reușit să-mi gestionez băiețelul mai bine. Recunosc că până să citesc cărțile lui Michael Thompson aveam o idee despre cum ar fi bine să fie crescut un băiat. Nu spun că eram foarte departe de realitatea descrisă de Michael Thompson, dar trăiam în niște erori mentale și niște convingeri care erau niște spaime personale și cred că asta trăiesc toate mamele, această spaimă personală că băiatul nu o să fie suficient de puternic și nu o să se descurce. Și consideră că dacă pun presiune și spun, haide, fii puternic, fii bărbat, lasă că treci mai ușor peste toate lucrurile astea, au senzația că îl fac pe băiat mai puternic. Și trăiam și eu în eroare sau în convingere, trăiam în această frică. Îmi era tare frică dacă când îl vedeam că plânge sau că are un moment de vulnerabilitate, mi-era foarte teamă să nu cumva să fac ceva greșit. Și mi-a mai fost teamă de ceva și mamele am văzut că suprafragilizează un pic băieței de aceste jocuri mai dure ale băieților. Băieții joacă jocuri mai dure decât joacă fetele. Fetele se întâlnește, joacă cu păpușile, cu ceainicul, cu diverse lucruri. Băieților le place să se trântească, să se tăvălească pe jos, să se tragă de picioare, și cumva am văzut în ultima perioadă foarte mulți părinți speriați de acest joc dur al băieților, care este doar un joc. Și mie mi-era teamă că, aoleo, să nu cumva să-i stârnească agresivitatea, să fie foarte agresiv sau, pe de altă parte, să nu fie bătut și asta să-i micșoreze din energia lui cumva masculină. Și în cartea asta, Prieteni buni, dușmani aprici, vezi fix exact dinamica asta socială a copiilor și a băieților în mod deosebit. De ce jocurile nu trebuie să fie la fel, de ce e ok ca băieții să aibă jocuri mai dure, nu îi afectează cu absolut nimic, pentru că cu siguranță dacă suntem atenți o să vedem dacă este un joc dur sau dacă este un conflict, dacă se ceartă și e ceva ce ar trebui să oprim. Și l-am lăsat pe băiețelul meu să aibă genul ăsta de abordare, adică să plângă când e de plâns, dar în același timp și să aibă cu prietenii lui genul ăsta de joc. Și chiar Michael Thompson râdea și ne spunea: băieții sunt competitivi și dacă te duci la o clasă a întâi, o să vezi că băieții se duc să vadă cine a
făcut la toaletă cel mai mult pipi sau nu știu, chestii foarte de genul ăsta, care o fată, la care fată nici măcar nu s-ar gândi. Fel de lucruri, cine aruncă mai departe. Băieții intră în jocuri de genul ăsta care par competitive, care par că sunt, uite, dușmani, aprigi, dar de fapt e un concept sănătos al competitivității, în sensul că eu măsor puterile cu tine, testez limitele mele personale și poți să vezi asta la băieți, că sunt prieteni în continuare. La fete nu e neapărat aceeași dinamică. La fetele sunt o competiție nesănătoasă și chiar rămân, se supără și rămân certate la final. Pe când băieții ai senzația că după toată această competitivitate și ceartă și hârjoneală și așa, or să plece de acolo dușmani, cei mai mari dușmani. Și culmea că nu pleacă cei mai mari dușmani, pleacă prietenii în continuare și se joacă și a doua zi la fel. Cred că ce facem noi greșit, părinții, este că picăm în aceste frici. Facem bine sau nu facem bine? O fi bine așa? Nu fi bine așa. Și cred că asta ne împiedică să ne lăsăm copiii să fie cine sunt ei și să ajungă, răspunzându-ți la întrebare, bărbați adevărați, femei adevărate, oameni adevărați, ajung să fie ceva ce cred ei că ar trebui să fie și nu neapărat cine sunt cu adevărat. Crezi că masculinitatea este asociată în societatea noastră, în vremurile pe care le trăim, cu agresivitatea? Da, poate să fie. Și aici mă refer la un concept pe care l-am descoperit relativ recent, acela de masculinitate toxică. Când masculinitatea este mai degrabă asociată cu agresivitatea. Da, cred, sunt convinsă că există și această eroare și distorsiune cognitivă în care cu cât este bărbatul mai agresiv, în sensul că pare că e mai puternic și că protejează mai mult. Și este doar evident că o eroare și o distorsiune cognitivă. Tot în cartea lui Michael Thompson, dar în Crescându-l pe Cain, el dă acolo un exemplu despre anumite triburi în care gradul de agresivitate este zero. Adică bărbații nu sunt agresivi sub nicio formă, nici unii cu alții, nici cu femeile, nici cu copiii, dar în același timp sunt foarte buni vânători, adică își fac treaba, nu sunt temători, nu sunt fricoși, sunt vulnerabili și nu sunt deloc agresivi. Și mergând pe grupurile acestea de oameni, oamenii de știință au descoperit că testosteronul, practic acest hormon, această substanță, biochimia corpului nostru ne face să avem o stare de agresivitate crescută, dar se pare că nu testosteronul ne face să fim agresivi, ci agresivitatea ne face să secretăm mai mult testosteron și să devenim din ce în ce mai agresivi. Și odată lăsată această dinamică să continue, adică văd că copilul este agresiv și nu-l opresc, îl las pentru că e bărbat, lasă, băieții sunt, e ok, poate să-i dea o palmă colegului că e băiat, băieții să bat. Și evident ce-ți povesteam eu vis-a-vis de jocul dur al băieților, că facem diferența dintre joc dur în care ne tăvălim și ne prefacem că facem judo sau că ne așa, dar nu ne batem pentru că ne urâm și că suntem supărați și că este permis unui băiat să se bată unul cu celălalt și să iasă de acolo cu fel de fel de răni. Nu. Dar dacă eu pot să cad în capcana asta, să zic, lasă, băieții oricum se bat între ei și văd băieți care se bat realmente, nu în această joacă și hârjoană cumva, atunci da, permit corpului să secrete din ce în ce mai mult testosteron care o să mă facă să devin din ce în ce mai agresiv. Și din păcate s-ar putea să găsesc și scuza, și asta am întâlnit-o personal la părinți de băieți, mie personal mi-a spus cineva, așa sunt băieții. Când eu am întrebat o mămică, știți că băiețelul dumneavoastră a lovit-o pe fetița mea, adică a lovit-o intenționat și a dorit. Și s-a uitat în ochii mei și mi-a spus că așa sunt băieții. Adică asta e chiar o distorsiune, adică o greșeală, o eroare. Nu, băieții nu sunt așa și uite, trăim pe planeta Pământ și sunt niște oameni în niște locuri care nu sunt agresivi deloc.
Deci nici măcar genetic nu putem să punem această afirmație în aplicare. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre premizele masculinității, despre o carte superbă, este vorba despre Prieteni buni, dușmani aprigi, de Michael Thompson, publicată în colecția Parentaja Editurii Herald, carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. A fost astăzi alături de noi Gabriela Maluf, psiholog, realizatoarea emisiunii Fenomen Social la Metropola TV. Îi mulțumim foarte mult, ca de fiecare dată, pentru că răspunde cu promptitudine invitației noastre de a discuta pe teme foarte interesante despre parentaj, despre relația părinte-copil și iată astăzi despre ceea ce înseamnă masculinitate. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!